Nașu, mergi mai încolo, așa. Nașu, să vadă de tine lumea, că e spectacol. Bate că te unge. Da, oameni frumoși, din păcate am început cu stângul, am dat drumul la filmare, direct. Ce credeți? În slow motion și fără sunet. Așa că a trebuit să dau viteză 500% peste over, să faceți și un voiceover, că de... Am vrut să vă fac un intro frumos de la vlogul ăsta, de la botez, dar acum puteți să observați aici, facem cu voiceover-ul. M-am îmbrăcat frumos la paltom în cava jura voastră, zici că sunt direct West din Marți, din Băpteni, arăt bine, puternic, rău de tot. Aveți, ia vedeți bretoși că sunt furca lumea mai de la țară. Mergem mai departe, frumos, online, offline. Da, m-am îmbrăcat și eu de botez cu pantofii ăștia de a purta Mussolini la ziua lui Mihai Eminescu, cu hârciogii ăștia, cu dihore ăștia, cu lambriurile astea în picioare. Ară bine, rău de tot. Din păcate, asta este. Am făcut vlog în gât, vlog fără sunet și vlog să-mi bag pula morții mătii de vlog. Ce întrebări astea, mă, omule, ăsta e prost, mă. Cred că era un tribut pentru noi. Suntem bogați, mamă, sunt la televizor. Let's go. Hai. Hai. Vă mulțumesc pentru comunitatea ta. Vă iubesc și vă respect enorm. Și nici să-ți pamă cu la mulțare acolo pe tot Palașca, dacă a trecut ziua lui și a doua zi lui Contact, să fie acolo. Adela, de la, de la, de la, de la, uite-o pe Alexandra. Adela, de la, de la, de la, de la, de la. Și că e ca un spectacol care faci. Let's... Acum, da, da, gata. Frumoasă-i vecina. Da, flash? Nu da flash. Bă. Ca să nu perim cei ce nădăjduim în tine, ci să ne mântuim din nevoie, că ești întâlnirea neamului creștinesc. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția, puterea și slava. Fără de lei m-am promis și în păcat m-am născut Maica. Iată, vă rog, te iubim, ce ne ia de fapt, ce ne ascultă. Te-ai lipădat de Satana. Te-ai lipădat de Satana. Te-ai lipădat de Satana. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Crezi Lui, cred Lui ca un împărat și Dumnezeu adevărat.
Cred și acum este, am spus că eu stați liniștit, jurământul pe care îl rostim, dacă se poate, toți faceți un pas înainte și începem. Bine? Cred într-unul Dumnezeu, Tatăla toților, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătinit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-unul sunt Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Te închin Lui, mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treimii cel de o ființă și nedespărțite. Binecuvântat este Dumnezeu care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină acum și vrurea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, cheamă acum pe pruncul. O cetare, spuneți-mi? Andreas Cristian. Către luminarea ta cea sfântă, lumina lui Hristos luminează tuturor. Tinere, aprinde lumânarea. Dezbracă-l pe om cel vechi și îl îmbracă și înnoiește în viața de veci. Îl umple de puterea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Partea a doua botezii. Perfect. Da? Nașul, mergi mai încolo, așa. Nașul să vadă de tine lumea, că e spectacol. Bate că te unge pot. Cobra. Binecuvântat este Dumnezeu nostru. Foto, să se vadă că l-am botezat. Numai puțin, stai să uite aici. Trebuie să fim, dar toate amănuntele. Scoate-ți pleștele pe aia. E bine? Pe mine nu trebuie să mă fotografiați, că nu să vine freza. Pentru rugăciune tuturor Sfinților Tăi, nevrencia mea, Doamne Dumnezeu, să nu oprească botezul acestei voturi. Se botează robul lui Dumnezeu. Mami, este bună apa? Este bună așa? Da. Vezi? Ne știm. M-am făcut gestul acesta că sunt, ieși în evidență cu ochii albastre. Se botează robul lui Dumnezeu. Andreas Cristian, în numele Tatălui, amin, a Fiului, amin, lăsa să fie numai apă, și a Sfântului Duh, amin, acum și curugia și în vecii vecilor ștefata, amin, este Dumnezeu nostru, pentru rugăciunea tuturor Sfinților Tăi, bun, așa, frumos, grijă la fontanelă, eu pun mâna așa ca să nu fie șocul de mâna să caie. Ridica să vă rog frumos sus. Foto? Și mai sus. Și vă rog frumos, nu stați degeaba. Thank you.
La mulți ani, Andreas, la mulți ani!